V-am găsit, dragi prieteni, la emisiunea Școala Cuvântului. Astăzi vom încerca să descoperim cuvintele Domnului Isus, sau mai corect spus, istoria legată de sacrificiul prin care a trecut Domnul Hristos, mai corect spus, judecată. El a fost prins și judecat. Însă, în acest eveniment, fiecare din subiectele care au fost implicate în această istorie și-au jucat rolul său. Cine știe, poate că. În una din roluri, putem să ne vedem și chiar pe noi înșine. Alături de mine sunt colegii mei de platou. Pentru ziua de astăzi sunt pastorea Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Este domnia sa Dumitru Juravlev bine ați venit! Bine v-am găsit, bună ziua! De asemenea și domnia sa Tudor Scurtu, bine ați venit! Bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație. Mulțumim foarte mult pentru că ați găsit timp să fiți împreună cu noi. Mai mult de atât, subiectul pe care noi împreună cu dumneavoastră îl vom studia, să vom încerca să-l descoperim în capitolul 14 din Evanghelia după Marcu. Din primele cuvintele sau din primele versete a acestui capitol frumos, adânc și foarte interesant, descoperim pe cineva, Descoperim o situație și aici este întrebarea mea. Care persoane sunt de neuitat și de ce prezentate de Evanghelistul Marcu? Pentru că au fost diferite persoane care au fost implicate, au fost prezente, însă Evanghelistul Marcu prezintă anumite ființe și în mod special o femeie cu numele Maria. Magdalena. De ce? A rămas ea de neuitat. Ea a făcut o faptă foarte bună. De fapt, binele nu se uită. De obicei, noi ca oameni ținem minte și faptele rele când cineva ne-o supărat, adică acele ce sunt pe bază de emoții. Însă aici, nouă, din punct de vedere biblic, ne este prezentată um, fapta bună pe care ea a făcut-o. Și foarte frumos, în Marcu 14,8 spune ea a făcut. Uh, ce a putut. Iar ceea ce a putut ea a fost cel mai frumos lucru. Din punct de vedere a altui ucenic, al lui Iuda, a fost spus că aceasta a fost o risipă, o cheltuială inutilă. Iar în clipa aceea Domnul Hristos repară lucrul acesta și spune că mi-a uns trupul mai dinainte pentru îngropare. A arătat că ea a făcut un lucru, poate ea nu s-a gândit pentru îngroparea lui. Ea nu s-a gândit la aceasta, ea nu s-a gândit să facă de ochii cuiva sau în ciuda acelui Simon care i-a primit în ospeție că a dat un dar poate mai mare ca alții. Ea a păstrat pentru ea un parfum special și a arătat că pentru ea cel mai prețios a devenit Hristos. De obicei, noi când cumpărăm parfumuri, le cumpărăm pentru noi. Iar ea a găsit persoana care a devenit pentru ea mai prețioasă decât sine este cel care a eliberat-o Hristos. Știți, ne-ați intrigat foarte mult, dar cei care poate nu sunt cunoscuți cu această istorie ar trebui să o relatăm ce s-a întâmplat. De la versetul 3 se zice pe când ședea Iisus la masă în Betania, în casa lui Simon Leprosul, a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu mir de nard curat, foarte scump, și după ce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Isus. De ce s-a întâmplat lucrul acesta? De ce femeia face lucrul acesta? Și care este semnificația și care a fost reacția celor care erau din jurul, uh, știu, care erau participanți acestei istorii? Femeia a dorit să facă un gest din toată inima pentru o persoană la care ține foarte multă. Deci pentru cel care în viața ei a însemnat ceva. Poate aur și argint nu avea. Nu avea poate o casă destoinică să-l primească așa cum l-a primit Simon Leprosul, care era unul din fruntași, așa cum spune Evanghelistul Luca. Dar ea a făcut un lucru. Ce a avut mai scump? A dat. Și lucrul acesta a fost nu pentru ca să vadă toți pentru că ea nu l-a făcut pe stradă, nu l-a făcut în templu unde erau mulți oameni, ci a făcut acolo un casă unde erau doar un grup mic de oameni. În felul acesta au dorit să-și manifeste recunoștința față de Isus și mai mult decât atât, recunoștința tot ceea ce a făcut Isus pentru ea. Pentru că El a primit-o, a iertat-o, a curățat-o și ea, datorită faptelor pe care l-a făcut Iisus, a putut să se ridice de la pământ și să privească în fața oamenilor, fiind recunoscut și ea ca un om. Așa cum Iisus a zis în de Evanghelistul Ioan, nu sunt cei care te acuză, nici eu nu te acuz, tu te nu mai păcătui, cu alte cuvinte, începe de la început. Domnul Iisus prezintă, e, interesant, Cuvintele pe care uh -huh. le spune zice că ori de câte ori se va predica despre Evanghelie sau despre Isus, neapărat va fi povestită sau prezentată și această istorie. De ce pentru Marcu și cei care erau implicați acolo era marcat, marcantă Deci a fost marcat de, de acest eveniment și de Isus. Pentru că reacțiile erau diferite. Unii au zis, știți, e prea scump, trebuia să fie oferită să se facă bine la săraci. 300 de lei e o sumă mare, 300 de dinari. Într-adevăr, s-a fi putut de făcut o masă lungă sau chiar câteva zile ai fi hrănit săracii. Dar, de fapt, atunci vedem că Hristos prezintă pe săracii aveți întotdeauna cu voi, dar ei nu și-au dat seama. De fapt, ea a jucat un rol profetic. Ea mm. a jucat un rol profetic. Și dacă ne uităm în Sfânta Deci n-a fost pur și simplu un gest de recunoștință. Poate ea s-a gândit ca gest. Nu și-a dat seama, dar Duhul lui Dumnezeu a lucrat prin inima ei și a făcut o lucrare așa cum preoții erau unși cu ulei. Adică de a intra într-o slujbă, așa cum erau pregătite jertfele. Fără să-și dea seama, ea e parte la o slujbă de salvare, de mântuire. De de ungere. Da, da, de nu? ceva care rămâne pentru totdeauna o jertvă de bun miros. Era o simplă femeie, nu chiar o simplă femeie, era în ochii lor de atunci, era o femeie una dintre cele mai degradate. Ea avea valoare doar în ochii lui Isus pentru că a iertat-o de mai multe ori. Dar în ochii lumii ea nu avea nicio valoare. Și aici observăm în ea că pentru ea totul era Hristos. Și el devine Mesia, Salvatorul, Mântuitorul, Eliberatorul și cel care îi schimbă viața ei. Și atunci e gata să facă orice pentru Domnul ei. Și fără să-și dea seama, ia parte într-o într slujbă de, de mântuire și intră în profețiile Vechiului Testament. Ea parcă ar vorbi, vorbi printre viacuri pentru noi care suntem astăzi. Eu cred în narațiunea și în inspirația biblică, este inspirată de Duhul lui Dumnezeu. Și dacă Domnul Hristos a zis, oriunde se va predica Evanghelia, se va vorbi și despre ea. Deci, ea a rămas scris în toate cele patru Evanghelii. Întrebarea care se ridică probabil din ascunsul acestei istorii, ce este Iisus pentru tine astăzi? Omul secular al secolului 21. Ce înseamnă El pentru tine? Cât valorează el pentru tine? Dacă am vorbit despre valoare, era valoarea unui preț de lucruri pe un an de zile. Cine din noi ar strânge banii pe un an de zile și s-ar primi că îi risipește în lucruri într-o într clipă. Da? Și... Cei care erau cointeresați de bani, ei valorifică lucrul acesta. S-ar fi putut vinde, vinde cu atât. Deci ei deja știau valoarea, știau cât ar putea și ei să aibă din asta uh, ceva bani din, din banii ei, cât ar putea să dea săracilor și cât le-ar rămânea și lor. Dar în cazul dat, ea a făcut un gest care a însemnat mai mult decât cei ce a făcut la momentul acela. Ce ar însemna astăzi pentru mine Dumnezeu? Cât îl prețuiesc eu? Ce sunt gata să fac pentru el? Sunt eu gata să-mi schimb, uite, poate nu mi se cere salariul pe un an de zile, dar sunt eu gata să schimb un lucru din caracterul meu? Deci, sunt eu gata astăzi să cred în el pe cuvânt așa cum el este scris? Sau să pun tot felul de întrebări, de inspirații, de nu știu ce? Cine l-ar accepta astăzi pe Isus pe cuvânt, așa cum este el scris? Interesant că erau mulți prezenți acolo care beneficiau, uh -huh. au beneficiat de lucrările pe care le-a făcut Domnul Hristos. De exemplu, simul leprosul, în trecut a fost lepros și Domnul Isus l-a dindecat. Ceilalți s-au beneficiat de învățăturile Domnului Isus sau chiar de hrană uh -huh. sau de multe lucruri pe care ei uh, uh, beneficiau și astăzi lumea beneficiază din urma bunătății lui Dumnezeu. Însă doar se pare în istoria aceasta o femeie aduce la justa valoare. Motivul pentru care a venit Hristos pe lumea aceasta, el n a venit numai să hrănească, nu doar ca să vindece. El doar a venit ca să dea, să dea și să dea și, să și dea. ca să salveze de greșeală, de păcat, de ceea ce mai târziu el va face pe cruce fiind răstignit. Și lucrul acesta se pare că din toți prezenți acolo, conștientizează prin faptă o face aceea femeie. Interesant că Marco continuă și în uh, capitolul 14 de la versetul 22 uh -huh. până în versetul 31 prezintă un eveniment la, part, și la care au luat parte toți ucenicii. Pe când mâncau, Iisus a luat o pâine zice evanghelistul uh -huh. și după ce a binecuvântat, a frânt-o și le-a dat zicând, luați, mâncați acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, el l-a dat și a la dat la tot și au băut toți din el și le-a zis, acesta este sângele meu, sângele gământului celui nou care se varsă pentru mulți. Cina. Evident că se numește mai târziu Sfânta Cine sau Cina de taină, evident că ea a fost o practică evreiască care se numea cina sau cina sau masa de paști. Ce s-a întâmplat acolo? De ce evanghelistul Marcu prezintă și care este semnificația acestei istorii și cuvintelor și tot ce s-a întâmplat acolo? De fapt, nou, în Noul Testament observăm Domnul Hristos face parcă un nou legământ și sau îl continui pe celălalt, dar în alte simboluri. Hmm. Același Paște, până acum, dacă evreii se uitau la mielul pascal, vedeau jertva, cu părere de rău foarte mult și-au pus nădejdea doar în ritualuri. Și-au pierdut semnificația reală. Au făcut o idolatrie. Din venit, au făcut o paradă din sărbătoarea care avea loc la templu. A dispărut esența, jertva. Pentru ei a devenit totul să fie pompos, frumos, laudă și așa mai departe. Iar Domnul Hristos, luându-i pe ucenici într-o cameră de sus, undeva fără show. Fără nu știu ce e ieșit din comun. Astăzi chiar toate programele care au loc în lumea noastră, în societate, oamenii se să facă cât mai, cât mai ca să fie mai captivante, mai să-i atragi pe toate generațiile. O mai mare popularitate, da. hype în Așa. rețele sociale. Dar aici îl vedem pe Domnul Iisus. Merge într-o cameră, într-o cameră simplă, gătită de alții. Iau ucenicii, iau pâine, o frânge, le spune că arată la trupul lui ia un pahar must sau vin oinos din limba greacă care reprezintă nefermentat. nefermentat care prezintă la sângele său sângele domnului sus și îl spune eu voi muri arată acestea arătau spre mine și chiar dacă erau acolo la sfânta cină și au luat aceste bucăți ei tot erau sceptici în ce privește simplul plan de mântuire și Iisus le vorbește despre iertare, despre ispășire, despre mântuire, despre un nou legământ, despre o nouă viață. Iar pentru mulți încă parcă era o măhramă. Și totuși, mai târziu ei înțeleg lucrul acesta. Dar acolo, atmosfera aceea de încredere, pașnică, simplă, dar duioasă, pe care o face Iisus cu ei, a fost un lucru extraordinar. Acolo, în lucrurile Simple, la o masă a fost arătată mântuirea, salvarea. Prin ce se deosebea această cină, de cina practicată de toată lumea israeliteană de atunci? Deci, de obicei, când se făcea un paște? În primul rând, masa specială. Masa specială. Masa specială care conținea, în primul și în primul rând, mielul pascal, mm -hmm. apoi era vinul, apoi ierburile amare, și apoi, capul familiei trebuia să vorbească despre ieșirea poporului din țara Egiptului. Nu numai capul familiei. Erau invitați prietenii, rudele cele mai apropiate, ca să ia parte la această masă. În cazul dat, Isus nu, Marcu nu prezintă mielul. Deci, el mielul da. pascal? Lăsând să se înțeleagă că mielul este chiar însăși Hristos. Și acest miel pascal. Vine și instaurează o nou legământ, o nouă Paște, dacă vreți, o nouă semnificație acestui, acestui ritual. Și Marcu nu prezintă toată masa, ci îl prezintă doar două elemente de pe această masă. El spune pâinea, care este trupul Domnului Isus, și sângele legământului. Fără vărsare de sânge nu este iertare. Și în felul dat, Domnul Hristos arată cât costă mântuirea pentru neamul omenesc, trupul lui frânt și sângele vărsat. Deci, cu alte cuvinte, mielul pascal care lipsea la masă, de fapt, este Domnul Hristos? Da. Marcul lasă să se înțeleagă că ăsta este mielul pascal. El, cel care stă în față și este prezentat, evanghelistul Ioan, descriind istoria Domnului Hristos, vorbind despre Ioan Botezătorul, prima declarație a lui Ioan Botezător a fost următoarea. Iată mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. La cine acea de taine? Acest miel al lui Dumnezeu sau tipul se întâlnește cu antitipul. Deci, profețiile s-au împlinit exact așa cum au fost scrise în cartea profetului Daniel capitolul 7 și 8 în cartea a profetului Daniel capitolul 9, tipul s-a întâlnit cu antitipul, iar Hristos instaurând un nou legământ după cum va vorbi Pavel mai târziu nu mai sunt tablele de piatră scrise undeva reci lăsate într-o într ladă sau un chivot ci este inima omului care trebuie transformată din inimă de piatră în inimă de carne iar pe ea sunt scrise preceptele viețuirii cu Dumnezeu. Interesant, Domnul Hristos spune, acesta este sângele meu, uh -huh. sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți. Uh -huh. Marco frumos sublinează această idee, nu spune pentru toți, uh -huh. pentru mulți. Deci, Marcus se Trăduiește, depune aceste forțe, l prezinte pe Hristos, care este originalul și contrastul în factorul uman. Oamenii întotdeauna sunt diferiți, fac probleme, gândesc rău, negativ, dar îl prezintă pe Hristos că El a venit, El a adus mântuirea, dar sângele se varsă pentru mulți pentru că, din nou, factorul uman nu toți acceptă acest sânge, nu toți vor să vină la el, nu toți vor să-l înțeleagă, nu toți sunt gata să, să lese din sine și spună, Doamne, accept voia ta, care este voia ta? Spune, Doamne, că te urmez oriunde. Și Marco prezintă, sunt alții, femei sau robi și alții, cei mai jos din societate, contrastul și spune, aceștia sunt gata să-l accepte, să-l cunoască, să-l înțeleagă, pe când alții uh, nu vor aceasta. De aceea, sângele lui e pentru mulți, pentru cei care înțeleg și înțelegerea e simplă și pentru cei care acceptă. Interesant, în interesant un moment când vreau să, pur și simplu să mai spun câteva cuvinte. Evanghelia după Ioan 1 cu 3 cu 16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul său fiu, ca și cine care crede în el să nu piară să aibă viața veștină. Ori cât de mult n-ar fi iubit Dumnezeu lumea. Or cât de mult sânge n-ar fi vărsat Hristos. oricât cât de mare nu ar fi jertfa aceasta. Cu regret. Pentru unii ea va fi în zadar. Nu de atât că Dumnezeu îi separă sau îi alege după criterii de uh, bogăție, de școli, de nu știu ce, de națiune. Biblia este pentru toți. Marcus spune, pentru mulți. Deja nu mai este doar un popor, poporul evreu, care a fost cândva favorizat atât de mult de Isus, de, 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 însă de Tatăl Ceresc. Dar, spune, pentru mulți, pentru toți. Întrebarea care se ridică, voi fi și eu pe ei printre cei mulți sau nu? Voi accepta și eu provocarea din partea Domnului Isus? Voi fi gata și eu ca Maria să dau tot? Sau voi începe să pun ca Iuda pe altar cât mă costă lucrul acesta? Cam cât m-ar costa pe mine asta să merg după Isus? M-ar costa ce? Poate cariera? Dacă ar trebui să schimb ceva. Poate alimentația m-ar trebui? Felul meu de viață? Caracterul meu? cât Marco, ăsta? Punând în balanță, mulți oameni zic, nu, nu, prețul e prea scump. Eu pot să dau mai bine mai bani săracilor. Dar cuvântul pe care îl folosește Marco, ea a făcut un lucru bun pentru mine, da? Un lucru bun, bună vestire. Bună vestire este că și noi putem să facem din partea noastră cât este de posibil să-L alegem pe Iisus. Sugestiv este faptul că Uh, jertfele se aduceau sau se sacrificau uh, ei uh, vineri spre sâmbătă. Iar Domnul Isus a făcut cina de joi spre vineri și prezentând sau rătând, și era sugestiv faptul că El este mielul și vineri Isus a fost noaptea aceea de joi spre judecat. vineri, a fost arestat, apoi judecat, torturat, răstignit și îngropat. Deci, practic, el este mielul și asta e un lucru pe care îl prezintă chiar și evanghelistul Marco. Interesant că după cine, imediat, ucenicii au mers împreună cu Domnul Isus în grădina Ghețemani. Era o grădină frumoasă, cu un loc separat, special cumva, și acolo s-a întâmplat ceva. Iisus s-a rugat, zice Sfânta Scriptură, și Marcu Marcu aduce în fața cititorului uh, evenimentul care probabil că ar putea noi să-l numim Ghețemani. Ce s-a întâmplat acolo? De ce pentru Marcu era foarte important? Mă gândeam zilele acestea la subiectul lui Marco și din punct de vedere biblic am observat un lucru. Că Domnul Iisus era în casă, liniște, comod, chiar confort putem să spunem. Iisus putea să facă serviciu divin și ora de rugăciune acolo. În gândirea noastră ca oameni astăzi, oamenii leagă rugăciunea de un loc anumit, de o biserică, de un punct anumit, de un munte anumit. Îl găsim pe Domnul Hristos. Spune, înăuntru mâncăm, acolo am discutat, dar locul de comuniune cu Dumnezeu, de rugăciune, va fi unde? în natură, într-un loc deschis și nu-i adună pe toți roagă-te tu, roagă tu, roagă tu dar îi împrăști, spune rugați-vă Ghețimaniu era locul de război era locul în care uh, avea loc cea mai apri bătălie. cea mai cruntă într-adevăr uh -huh. acolo era Golgota acolo, acolo a fost locul răstignirii noi nu vom înțelege niciodată prin ce a trecut Domnul Hristos în Răstignire Ghețimaniu voințe, vă da, acolo are loc adevărata luptă până aceea că de pe fruntea Domnului Hristos curg picături de sânge. Adică în cel luptă a avut loc acolo, în Ghețimani. Și totodată din nou Marco prezintă, Domnul Hristos se roagă către Tatăl, se luptă în rugăciune. Ce fac ucenicii? În contrast, ucenicii au făcut o rugăciune, ei n au văzut problema chiar așa de exagerat cum a văzut O Hristos, sau reală, cum era prezentată. Să și potențiu de... conștientiză. Da, nu vedeau uh, moartea Domnului Hristos în timpul apropiat, nu acceptau gândul acesta, se gândeau cu ceva bilde, ceva parabole, Hristos ne spune și nu e pentru concepția noastră. Și pentru ei, inima s-a liniștit, toropiți fizic de obosală, ei dorm. Domnul Iisus vine la ei alarmat pe chipul său, ei văd schimbările în el, din, din grădina ghețimanii au auzit suflul lui în chin, în rugăciune, ar fi trebuit să-i țină ceva în alarmă. Ei nu. Ei au dormit. Și așa de câteva ori Iisus vine la ei și îi trezește și le spune să se roage. Dar ei nu au văzut problema așa. Și aceasta i-a făcut când a venit într-adevăr problema ei să fie mai slabi. Interesant, Petru spune, Doamne, cu tine voi merge până și la moarte. Și Iisus îl întreabă, sigur? haide în grădină Ghețimani. roagă te împreună cu mine. Veghează o oră împreună cu mine. Așa se vegează o oră împreună cu mine. Și nici măcar o oră n-a putut să vegheze. Și lucrul acesta probabil că prezintă războiul spiritual sau duhovnicesc. Așa este. Pentru că lumea vede doar un război cei ce izbește ochii, deci la știri, la noutăți, dar există și un alt război. Are o altă dimensiune. Și războiul acesta, evident că trebuia să fie acolo, a fost dat în Ghețiman, despre care vorbește și Evanghelistul Marcu. Iar oamenii atât de obosiți erau. În contrast cu Domnul Isus, care trebuia să fie jertvire și vă dați seama ce se întâmplă acolo. Acolo, practic, era sacrificiu, era salvarea. Era... Pusă în balanță. Soarta omenirii. Pusă în balanță. Rasei umane. Și rasa umană, deci oamenii, nu conștientizau lucrul acesta, ci obosiți obosiți de tot ce vrei și la ziua de astăzi la fel sunt, obosiți de, da. de tot de noutăți, de supraviețuire da. de, de tot, de gălăgie dar și nu conștientizează ce se întâmplă la ziua de astăzi. Eu, probabil, că un mesaj pentru prietenii noștri care ne privesc, pentru ca să conștientizeze. Nu cumva privirile sunt altfel, în alte parte țintite, ci ar trebui să conștientizeze ce se întâmplă. Deci salvarea pe care o oferă Domnul Hristos. Vorbeam cu cineva și mă întreabă, dar eu nu pot să înțeleg ce spune Biblia, dar nu am când, nu am timp. Am pus o întrebare, dacă ai afla că ai cancer, și medicul ți-ar spune, schimbă-ți lucru, schimbă meniul. Să schimbă tot. Ce faci? Da, normal, fus gata la orice. păi dacă e vorba de o boală sau e vorba de o moarte, care îți curtează viața aceasta? Dar noi uneori nu conștientizăm că de fapt în luptă, miza e pe viața veșnică, e pe pierderea pentru totdeauna. Câștigul e ușor în Hristos. El a făcut totul din partea Lui. Dar cel mai într-adevăr, noi ne uităm la uciniști și spunem, Simone, tu dormi. Întrebare, dar astăzi nu ne-ar pune Iisus tot așa întrebarea. Tu dormi? Tu nu vezi că eu cu prea multe lucruri trecătoare, dai prioritate unor lucruri care sunt din nimic, iar tu le prețuiești. Tu dormi, nu conștientizezi timpul în care trăim. Nu-ți dai seama de sănătatea, de viața, de copiii, de familia ta, pe care tu-i pierzi. Și ghimani era totuși temporar. Exact. Adică... A fost scurt timp. Imediat în această grădină a intrat o gloată. Cu lumini, cu făclii, cu căutări și evident că. Cu strigăte. Strigă evident că au intrat pentru ca să caute, să-l găsească pe Domnul Hristos. Și l-au găsit. L-au găsit fiind ghidați de un ucenic. De Iuda stătea în fruntea gloatei. Iuda. Văzând lucrul acesta, cei care s-au trezit abia din somn buimatic și evident, evident că era o speriați. priveliște, o priveliște de neobișnuit, neobișnuită, pentru că nu trebuia să fie așa, să se întâmple, să se aresteze un om, noaptea nu se căutau oamenii, era aici, se căutau și nu puteai să dai seama, sunt tâlhari, sunt răufăcători sau sunt Cine reprezentanții sunt? oficiale ai guvernanților. Cine sunt? Și evident că e un fel de amalgam ca un răzbune, chiar și Isus i-a obrezat în privința asta deci eu sunt în templu, n-am fugit nu sunt fugar ca să mă căutați și ați venit cu mine cu cio, merge, cu bâte, cu parcă ați venit să căutați pe cine un ucigaș, e un lucru care e, e urât de tot și reacția celor care îl acompaniau pe Domnul Isus, adică ucenicii ei toți au luat-o la fugă. Că fă, în mijlocul acestei istorii mai văd o mică fereastră care m-a uimit și aceasta am găsit-o doar la Marcu. Spune că Iuda a venit la Isus, îi spune învățătorile și l-a sărutat mult. Mm -hmm. Dacă alții spun că l-a sărutat, mm -hmm. dar îi spune în mijlocul acestei situații, Iuda l-a sărutat mult. Mm -hmm. Interesant este cât de schimbătoare poate să fie inima omului și care poate să fie valoarea unui sărut. De ce de Marcu vânzare? prezintă fuga? Hai că l-a da, arestat tot pe Domn, dar anume fuga. Și îi prezintă acolo și un tinerel care își lasă haina și o ia la sănătoasă. Toți nu? devin altfel, toți. Iuda a devenit altfel prin sărut, Petru prin curaj râvnă, eu și la moarte merg începe să facă ceva conflict acolo, dar se oprește. Domnul Hristos pune capăt acestei apărări, să spunem, pe care intenționează să o facă Pietru, dar observăm fiecare încearcă să-și salveze propria lui viață. Buimăciți de somn, noapte, nesiguranță, neștiind ni ce se întâmplă, fiecare s-a gândit într-adevăr că era mai aproape cămașa lui de pisine, să-și o apere. Chiar cineva și cămașa și-a uitat-o acolo și a alergat de acolo. De rușine, poate, să stea în prezența lui Iisus, a uitat de rușinea lui personală și a alergat gol de acolo. Mă gândesc astăzi, dacă am fi noi astăzi, de câte ori fugim noi de lângă Iisus? De câte ori fugim noi prinși de situații, prinși de problemele vieții, prinși de prin luați prin surprindere de pandemii, de războaie, de lucrurile care se întâmplă în jur, de gândul la hrana de zi cu zi, de câte ori și noi lăsăm pe Iisus în Ghețiman și fugim. Fugim unde? Unii ne duc ochii. Cineva spune, fug, alerg ca să capăt măcar ceva. Unde fugi? Cât de departe vei ajunge? Când te vei opri? La mormânt. Cine va fi lângă tine când tu te vei opri? Ce vei face în moment când te vei opri? Vei conștientiza tu că ai fugit? Sau pur și simplu vei continua să fugi mai departe? Dacă spune despre tânărul acesta și noi știm că este Marco, el se prezintă pe sine, că a lăsat tot fiind un copil atunci, el lasă tot și fugi de la Isus, da? Lasă tot și fugi. Nu-i trebuiește nici Isus, nici haine, nici nimic, înțelegând câteodată prețul pe care trebuie să-l plătești. Unii oameni înțelegând prețul care trebuie să-l plătească în viața aceasta, nu sunt de acord. Ei lasă tot. Nu, cum a zis și regele Agripa, Pavel, cu privire la aceasta te va asculta când? Altă dată am să te ascultă. Domnilor, altă dată să-mi spuneți despre Isus. Am nu pot. De ce nu pot? Pentru că fug. Ce poți să-i spui unui om care fuge? Probabil că este o aluzie. Ar trebui, ar fi trebuit să lese totul pentru Isus și uhum. să meargă după Isus, <coughs> însă lumea se face și altfel. La ziua de astăzi, mulți dintre noi, dar prin aceasta, lasă pe Isus, lasă tot și pleacă de la Isus. Prin aceasta s-a împlinit profeția pe care a spus-o Isus, că toți vă veți părăsi. Uhum. Cuvântul lui. Nu s-a schimbat, a avut autoritate și s-a împlinit. Toate profețiile spuse de Dumnezeu în Sfânta Scriptură s-au împlinit. Ad literam s-au împlinit. Da. Toate. De la versetul 60, în același capitol 14, Mărcu prezintă judecată și mărturie. Pentru că a fost adus la, în fața Sinedriunului, în fața și oamenilor, tot noaptea. Și tot la fel. Mm -hmm. Da, la fel noaptea. Și iată că erau prezente mărturiile. Mărturia Domnului Isus și mărturia celor care chipurile erau, uh, 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 cei care au fost prezenți la cuvinte, de-au dea niște mărturii, însă Marcu îl evidențiază și pe un ucenic, pe Petru. De ce? Da. Ce se întâmplă acolo? Care-i semnificația? Aș vrea doar să mă întorc pentru o clipă înapoi. Oamenii îl judecau pe, Iisus pe pentru călcare de legii, uh -huh. da, pentru, încercau cumva să-i aducă acuzație, l-am văzut, l-am auzit, el va strica templul, nu știu ce, dar ei încălcau flagrant legea lor, chiar o încălcau. Noaptea nu aveai drept să judeci pe nimeni. Și însă uh -huh. și unul din membrii Sinedrionului a zis, dar ce noi judecăm noaptea, nu așteptăm noi să facă ziua, să vadă în orodul, să audă în judecata noastră? Și în felul acesta apare și Pietru în scenă, da, uite sub judecata aceasta de noapte, una nelegitimă, una anormală pentru ei chiar, una doar având doar o singură țintă, un scop, eliminarea acestui om care ne face atâta deranj. Iisus le făcea mare deranj. Acum și pe mine, Dumnezeu mă deranjează tot timpul, nu mă deranjează, și când vine și îmi spune, uite, trebuie să, te, să -ți te schimbi, trebuie să te pocăiești, Vine Petru în această scenă. Petru era gata să moară pentru Isus. Însă, privind această scenă în care tot aștepta el, el aștepta că Isus a făcut multe minuni. La cuvântul lui s-a vântul, S-a marea. Demonii au fugit. Interesant, Iisus stă, toți fug, legiunea aceasta de demoni vine și se pleacă înaintea lui, el cu un cuvânt îi scoate, în, am studiat câteva, sabati, câteva săptămâni mai înainte. Și aici Petru vine și așteaptă din partea lui Dumnezeu, am o să fie ceva, am Iisus va porunci, va zice, vântul va veni sau îngerii vor veni. Însă rămâne uimit Iisus, este ca un miel mut pe care îl duce la măcelărie. Nu scoate niciun cuvânt, pălmuit, scuipat, badjocorit, badjocorit într-un hal, fără de hal, la cea mai mizer nivel, Petru este gata să moară, dar nu este gata să se umilească. Este gata să dea cu sabia, dar nu este gata să primească. Câteodată e greu să primești voia lui Dumnezeu. Pentru că ea trece de unele concepții ale tale. Și Petru rămâne speriat de o femeie slujnică, care nu era nimic și pot să spun că nimeni în ochii nimănui. Practic poate ceilalți nici nu îi trăgeau atenție. Însă el i-a atras atenția. Și când spune, tu ești cela, și spune, nu, nu sunt. Nu, neapărat tu, că pe tine te-am văzut. O, oh, nu știu ce zici. Și a început cu blesteme și cu nu știu ce. Și în moment când cântă cu coșul. Am citit o carte care m-a impresionat. Spune, ochii blânzi al lui Isus, fără niciun pic de acuzare. Se întorc spre Petru și în moment când Petru privește la Isus, Isus îl privește direct în ochi, iar în ochii lui este doar compătimire, compasiune, iertare și primire. Situațiile dificile ale vieței arată cine suntem în realitate în adâncul inimii noastre. Da. Hristos, pe parcursul întregii Evanghelie, rămâne același. Și flămând, și sătul, și în fața demonilor, și în fața împăraților, și în pustie, Hristos rămâne demn. Iar Evanghelia prezintă dar ucenicii, când acolo, când încoace. <laughs> Barca aceasta bătută de valuri. Petru, Petru și de mască, drept? Nici Petru nu și-o da seama ce avea în inima lui. El, în sinceritatea lui, s-a gândit că el va fi cu întotdeauna. Dar în situațiile stresante, tu nu știi ce vei face. Eu am asistat, am fost la cineva care e o persoană credincioasă, dar când a ajuns bolnavă și era pe moarte, chinul care a fost ascos din el strigăte pe care nici el nu și le înțelegea. Și apoi îi părea rău și spuneam, îmi pare rău de eu nu mă pot pricepe pe mine de ce e așa, pentru că uneori în situațiile într-adevăr de criză se vede ce este în lăuntru tău sau că nu erai pregătit pentru aceasta mai târziu, spre sfârșitul vieții lui Pietru, da, Petru moare pentru Hristos, adică istoria lui Petru, îl vedem mai apoi se coace sau devine gata trece prin închisoare, toate celelalte dar acum el nu era unii ori așa suntem și noi în această viață. Credem că suntem creștini, dar când vin situațiile de criză, izbucnim, devenim altfel. Nu e corect. Doar Hristos a rămas întotdeauna la fel. Iar noi, ca oameni, ne prezintă, suntem gata la schimbat, nu în direcția cea mai bună. Dar Domnul Hristos, totuși, cu milă, privește la noi și îmi pun întrebarea de multe ori. Ei bine, Petru l-a tăgăduit, dar noi astăzi cum îl tăgăduim? Cum ne lepădăm de Hristos? Când cineva vine și te întreabă, tu ești credincios? Ăm, ce spun? Atunci când sunt într-o situație și ești pus într-un context, la o masă sau nu știu ce, contrar cu ceea ce este scris, ce faci? Păi este oarecum să mă rog sau să spun că sunt credincios. Eram într-o zi cu niște prieteni, m-au invitat într-un restaurant, și ne-am pus la masă. Era o sărbătoare cuiva și am spus, eu nu pot mânca până când nu ne rugăm. Păi, dar, păi, nu-i locașul nostru, cum? Păi, dacă ne rugăm, mâncăm, dacă nu, care rostul să mai mănânc? Eu vreau să-i mulțumesc bunul lui Dumnezeu. Și spun, păi toată lumea care ne înconjoară sunt creștini, nu intimidăm pe nimeni. Am rugat, au dat muzica mai încet și am făcut o rugăciune acolo, împreună cu cei care erau la masă. Și au spus, chiar foarte bine. Și după aceasta, chiar toată atmosfera în jur, toți oamenii au spus, e altfel. De ce? Pentru că nu trebuie să te, să te ascunzi. Dacă ești cu Hristos mână de mână, mergi înainte. Dacă ți-e rușine, n-ai altă găduie, mergi cu El. Mulțumim ultimul. foarte mult că ați fost împreună cu noi. Timpul este nemilos și e sigur că deja s-a scurs. Cineva îmi obiecta și zicea, de ce Domnul Iisus la această judecată a tăcut? El, cel care doar printr-un cuvânt a făcut ca să apară Universul. Și evident că dacă Iisus deschidea gura, cu siguranță că toată lumea era să fie prezentă și nu judecă pe Iisus, Iisus îi judeca pe toți. Însă n-au înțeles. Lucrul acesta rămâne în față. Domnul Iisus va judeca și va rosti judecata sa. Însă El a venit pentru ca să ofere salvare. Astăzi e un timp de salvare. <coughs> și cine cuiva poate că îi se pare că Dumnezeu tace. El tace pentru ca să salveze. Judecata lui va fi rostită. Însă să nu avem parte de judecata ce rea, ci să avem de parte de salvare, judecata cea bună. Scump prieteni, dacă v-a plăcut acest material, vă invit să ne dați o reacție sau să vă împărtășiți cu acesta, cu prietenii dumneavoastră, cu cei dragi dumneavoastră. Iar noi așteptăm reacțiile dumneavoastră și vă zicem pe curând cu o altă ocazie acestei emisiuni.